am văzut puterea Lui. Și într-o masă ca aceasta, fie ca noi, aleșii Domnului, să-i dăm slavă. El să ne vorbească în seara aceasta. Amin. Și inimile noastre să fie deschise spre cuvânt. Doresc să citesc câteva versete din Ioan 15, după care rog cer Domnului să reverse binecuvântare, putere și înțelepciune peste noi. Și orice lucrare din seara aceasta, Dumnezeu să deschidă uși de biruință. Amin. Dacă rămâneți cu mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți mult rod prin aceasta, Tatăl meu va fi proslăvit. Și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa l-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Amin. Slăviți și necruntați să fie Dumnezeu. Amin. Filipeni 2, începând cu versetul 6, spune: El, Iisus, măcar că a dat Duhul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deocotivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine, însuși și a luat un chip de rob, ducându-se asemenea omului. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care era mai presus de orice nume. Pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din cer, de pe pământ și de pe pământ. Vă rog să vă ocupați locurile. Iisus a fost ascultător de Tatăl până la moarte. Principiul ascultării presupune smerenia. Ce ne oferă ascultarea? Siguranță, fericire, mântuire, binecuvântare, viață veșnică. Ascultarea face mai mult decât orice jertfă. O seară de aceasta ne vom căta pe genunchi și vom cere Domnului iertare pentru orice vorbă spusă ne la locul ei, pentru orice gând care l-am avut cu cele lângă noi, care nu ar fi trebuit să fie, în loc să îmbărbătăm și să ridicăm, din păcate spun, am lovit și am tăiat aripile. Într-o seară ca aceasta, Dumnezeu dorește de la noi să ne ridicăm unul pe celălalt, să ne vedem ceilalți de lângă noi mai buni decât noi, să fie alții mai buni decât propriile noastre persoane, să ne vedem mai jos decât cei cu care intrăm în contact și să-i spunem Domnului, Dumnezeu te-a binecuvântat. Aleluia! El să ne ofere în seara aceasta grație. Amin. Și rămâne să nu mai greșim celor din jurul nostru, fie prin vorbă faptă. Poate că de multe ori l-am vizitat ca și pe Dumnezeu, începând și spunându-i ce nu ne convine la modul minunat în care ne crea. Pentru seara aceasta, doresc să ne plecăm pe genunchi și să ne cerem iertare atât lui Dumnezeu cât și oamenilor celor din jurul nostru. Amin. Să vă mulțumim.
vrea să fie Dumnezeu. Amin. Aș dori să spun un lucru care cred că pentru prima dată l-aș spune. Mă bucur să pot face parte dintr-o biserică vie pentru Dumnezeu. Doresc să vă spun, chipul lui Dumnezeu se vede peste fiecare, nu doar din acest loc, ci și din acei care nu au putut ajunge în seara aceasta. Și doresc, în fără rugăciune, motivul să fie om ales, om pus deoparte pentru Dumnezeu. Fie ca El să pună în noi sete și dorință să-L cunoaștem mai mult. Amin. Mă rog, Hristos, să vă ridicați în picioare. Geneza 32, începând cu versetul 24, spune: Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapței. Așa că este scântit încheietura coapței lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis: Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns și am putea și noi să spunem, precum a spus el: Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: Cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Fie ca și noi, aleluia, în luptele noastre, să punem pe Dumnezeu în prim planul vieții și El să se vadă. Domnul Dumnezeu bun, căci în viață se încurajă. Vedem lucrul acesta că El încă ne vorbește și spune că încă ne iubește. Să vedem lucrul acesta nu prin mersul nostru, ci prin mersul Domnului Iisus Hristos, care ne-a dat o șansă să fim aici, în casa lui Dumnezeu, adunată în numele Lui și încă să-i cerem toate problemele și toate necazurile și toate îngrijorările noastre. Să le rezolvi El, Dumnezeu, nimeni nu le poate rezolva decât Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru că El este un Dumnezeu bun, așa cum am spus. În această rugăciune, ca să nu lungesc timpul, vedem cât de repede trece casa lui Dumnezeu, ne rugăm pentru cei în suferință. Amin. Și să-i aducem pe toți, așa cum sunt scriși aici pe tabelul acesta, și cum spune psalmistul în Psalmul 103, spune: Binecuvintează sufletele Domnului și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legele tale, îți vindică toate bolile tale, îți izbăvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, îți satură de bunătăți pătrânezea și te face să tinerești iarăși ca vulturul. Acesta este Dumnezeul nostru. El ne poate să ne vindice, El ne poate să ne salveze, El este cu noi și ne învață numai noi să avem urechi și ochi și să luăm bine aminte la cuvântul Lui ca să fim mântuiți. Cine n-ar vrea să fie mântuit? Toți ar vrea, dar nu se poate ca să mergi și pe calea cealaltă și pe calea lui Dumnezeu. Nu este cale două căi, nici cale din mijloc. Este o singură cale care spune Apostolul Pavel: călcați pe urmele mele, așa cum calc și eu pe urmele lui Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute. Și dacă Dumnezeu a spus că El te vindică și El prin sângele Lui suntem vindicați și pe rănile Lui tămăduiți, și spunem în Isaia 23 că El a purtat păcatele și bolile noastre și durerile noastre la Golgota, păi trebuie să credem că le-a purtat. Că am găduit ca să mai fie dintre noi în suferință, Dumnezeu ne mai ciobrește. Ciobrește pentru împărăția Lui, pentru că nimic curat, curcat și întinat, spune cuvântul, nu va intra acolo. Și de aceea trebuie să spune cuvântul să nu desprețuim mustrarea Domnului. El ne ciobrește ca să fim pentru împărăția Lui, că ne vrea cu gelozie, ce ne vrea acolo, ca a spus Tatăl, acolo unde sunt și eu, să fie și ei toți acei care mi-a dat, slăvit să fie Dumnezeu. Așa că
facem să ne ridicăm în picioare și voi citi un singur verset din, din Roman, de la capitolul 15, după care vom merge pe genunchi. Și eu mă duc și de toți acei care sunt în suferință și dacă îi iubim așa cum ne iubește Dumnezeu, Dumnezeu va asculta rugăciunea și ei se vor însămătoșa. Voi citi versetul 30 din Roman, de la capitolul 15. Și aici spune așa: vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru cei bolnavi. Domnul să ne ajute! Hai să ne ajutăm! Și-aș dori, înainte de a face rugăciunea de mulțumire, aducem tinerii noștri în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i păzească în cerul, să-i binecuvintează și aducem și o lucrare de construcție în fața lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să se îndure. Nu știm de unde vin bani, dar știm că la care sunt. Ne putem uita acolo. Și după această rugăciune, toate pe picioare, pe fratele Viticu Ungur, vă mulțumim lui Dumnezeu. Amin.
continuare în prezența Lui. Vrem ca tot ceea ce se va întâmpla aici să credem în mâna Sa. De aceea, printr-o rugăciune care va conduce fratele păstor Filip Casacu, vom încredința în Lui întreaga lucrare și vom ruga ca El să facă prin Duhul Sfânt să fie prezența inimii noastre. Amin. Iisus iubim, Love.
prin textul citit din Fapte 12, avem în fața noastră o filă din Evanghelie. O filă de istorie cu prigonii, cu arestări, cu încarcerări, cu execuții, dar și cu izbăvire divină, cu eliberare miraculoasă. Vom vorbi despre toate acestea, dar aș vrea să ne focalizăm asupra reacției oamenilor atunci când primesc răspuns la Dumnezeu. Într-un mesaj pe care l-a fi intitulat Surprinși de răspunsul lui Dumnezeu. Știm ce este rugăciune. Avem timpul nostru de rugăciune fiecare. Am cunoscut puterea rugăciunii, de aceea ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune. Știm ce sunt rugăciunea ascultată. Așteptăm cu totul răspuns de la Dumnezeu, pentru că de aceea venim înaintea lui Dumnezeu noastră. Dar când și în ce fel ne răspunde Dumnezeu, discutăm de multe ori și avem neonorii. Dar și atunci când răspunsul lui Dumnezeu vine clar, concret, la o cerere, reacționăm diferit. E drept că răspunsul la rugăciune este și tăcerea lui Dumnezeu. Și amânarea pentru un timp, bogătă de Dumnezeu, este tot răspunsul la rugăciune. Ne-a vrea să ni se răspunde prompt și în modul care nu am cerut. Deși ar trebui să știm că Dumnezeu știe ce este mai bine, mai potrivit pentru viețile noastre, pentru mântuirea noastră, pentru sufletul nostru, mai mult decât pentru viața de aici. Asupra acest lucru ar vrea să-l medităm, însă haideți să parcurgem acest text, aceste date istorice. Era pe vremea împăratului Irod, sau mai exact, Irod Agripa I, nepotul Irod cel Mare, despre care știm că era pe scaunul de la Ierusalim atunci când s-a născut Iisus. Era cel mare, cel care a reconstruit templul, dar și ucis copiii sub 2 ani. Irod Agripa era nepotul acestea și atunci în acest punct aș vrea să facem o remarcă asupra scrierilor lui Luca, asupra curateții scrierilor sale, adică acelor două, adică lucrării sale în două părți. Evanghelia, după Luca și Fapte Apostolilor. În scrierile sale, istoria mântuirii vine în contact cu istoria omenirii. În puncte hotărâte de el, acolo unde el recurge la date stricte, istorice. Un exemplu putem să luăm din Luca 3, unde spune așa, încă din versetul 1. În anul al 15-lea al domniei Tiberiu Cezar, pe când Pilatul Pont era dregător în Iudeea, Irod urmăitor al Galilei, Filip, fratele lui următor al Iturii și al Trahonidei, Lisania următor al Ilenei și în zilele Marelor Răzvan și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu Orâmului Ioan Fiul Zaharia. Putea să ne spună direct lucrul acesta. El trebuie să vede cu date istorice pe care lui poate le consideră inutile, dar este nevoie de această argumentație rudimentară pentru a veni în sprijinul scepticilor. Mai sunt oameni care se îndoiesc de veridicitatea celor scrise în Evanghelie. Ori aceste date suplimentare îi ajută să creadă. Și trebuie să zic, Luca recurge la aceste date pentru ca și cei care se mai îndoiesc sau cei necredincioși să vadă că istoria mântuirii merge în paralel cu istoria omenirii. Că tot ceea ce s-a întâmplat a avut loc în lumea reală, în lumea noastră, nu într-o lume imaginară, nu pe un alt rând, nu în imaginația unor oameni, ci că sunt fapte reale și personajele biblice despre care vorbim aici, au venit în contact a toate oricum personaje istorice, menționate în istoria omenirii. Aceste date sunt necesare, așa cum spuneam, să vină în sprijinul scepticilor. Sunt piloni care susțin relatările biblice. Și de aceea trebuie să precurgem și noi acestea. Era așadar pe vremea împăratului Irod Agripa. Un împărat despre ascensiunea căruia s-ar putea vorbi mult, dar e bine să știm totuși că în dorința lui de a fi pe placul poporului, de a da bine în sondaje cum se merg astăzi, chiar dacă recurgea la astfel de măsuri, cum am văzut, execuții și întemnițări, o făcea ca măsură populistă. Dacă asta plăcea iudeilor, asta făcea. Nu neapărat dintr-o convingere. Dar asta făcea poporul și el trebuia să placă poporul.
Împăratul Irod a pus mâine de unii biserică pentru ca să chinească. Și a ucis cu sabia pe Iacov. Și iată că dintre apostoli este primul martir. Prima victimă a necredinței iudeilor. Iacov, fratele Ioan, unul dintre cei doi frați, fiul Zebedei, fiul Tunetului. Se pare că în zelul lui înflăcărat s-a remarcat în mod deosebit. Împotriva tuturor se căuta să ia măsuri. Se căuta să se asupe gura, să le la tăcere. Dar se pare că el s-a remarcat în mod deosebit și diavolul încearcă să lovească la vârf. Și cei care se pun la dispoziția diavolului procedează la fel. Așa că după ce a fost îndepărtat Iacov, iată că următoarea victimă trebuia să fie tot cineva care s-a remarcat. Și acesta era Petru. Știm despre Iacov că măsura luată împotriva lui, ordinul de execuție, a venit dintr-o instanță civilă, din partea regelui, pentru că dacă ar fi murit și această hotărâre ar fi fost dată de un tribunal religios, ar fi fost ucis cu pietre după rege. Urmează așadar Petru, întemnițat. Pentru că mai avusese o experiență similară. După minunea făcută la poarta templului, după vindecarea unui olog care era cunoscut de trebuie în Ierusalim, să fie olog din naștere și să ajungi la 40 de ani, peste 40 de ani când avea el, în locul cel mai popular din oraș, pentru că la terapeutul trecea toată lumea din Ierusalim, și nu doar localnici, ci și cei de departe ca să chine, o poate să facă astfel de minune și să nu vorbească tot timpul posibil. Ce s-a întâmplat? Avea nevoie de explicații, explicațiile erau la îndemână celor care umblase cu Iisus. Și Petru și Ioan erau gata să le aceste explicații la urmă, numai asta era chemarea lor, aceasta era menirea lor. Să facă cunoscută Evanghelia lui Hristos. Și oamenii veneau în număr mare. Se vorbește acolo, în capitolul 4 din Fapte, despre 5.000 de bărbați care au venit la Hristos. Ori, acest lucru nu era pe placul iudeilor care refuzau cu îndrăznicie să creadă. A fost prima arestare a lui Petru. Nu li s-a cerut altceva pentru eliberarea lor decât să nu mai vorbească despre Iisus. În numele cui ați făcut vindecarea asta? În numele lui Iisus din Nazaret. Acel lucru care vorbea să răstigni. Ce li se cere este să taci. Dar cum să taci când ai vorbat cu Iisus? Când știi cine este Iisus? Când l-ai văzut de aproape, cum poți taci când ți s-a spus tu de și vorbește? Și care este răspunsul lor? Judecați voi! Se cad oare să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu? Și vorbați despre același Dumnezeu care era, îi aducea în chinare și fariseii. Putem să ascultăm de oameni mai mult decât de Dumnezeu? Și am vrut să-i elibereze. Nu pentru multă vreme că au fost arestat din nou și duși în închisoare de 18. A fost a doua încarcerare a lui Petru. Și trece aici un miracol extraordinar. O eliberare pentru că a doua zi când sobor se întâlnește, să hotărască ce pot să fac cu acești apostoli, cum pot să le închidă mura, cum să le duc la tăcere, iată că cei trimiși să-i aducă spun. Temi s-a pus om cu ea, cu toată grija și pe prizonier, stând în picioare la ușă. Pe păzitor stând în picioare la ușă. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni în lăuntru. Acesta este miracolul lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de oamenii aceștia. Avea Evanghelia era cunoscută încă pe rază mică. Ori iată că se duce până la marginea pământului. Și pe așa s-a lucrat Dumnezeu. Iată că Petru este deci la trei experiențe carcerare și se pregătește la a doua eliberare. La prima terminare, ni se spune că atunci când au fost dați înăuntru, nu mai erau prizonieri acolo. Și păzitorii erau la uși. Așadar, uși erau păzit, ca orice episoare. De data aceasta, însă, pentru Petru să iau măsuri suplimentare. Omul acesta trebuia să dispară. Numai nivelul acesta putea să-i închidă gura. Și dacă odată a scăpat de acolo, păzitorii rămân în fața ușii, evident, data aceasta, patru cetele de patru ani au fost să le păzească. Făceau prin rotație. Câte patru pe fiecare schimb. Doi înăuntru și doi afară. Pentru că așa ni se spune,
că el stătea între doi pasnici. Și Iobul, ci legat la terenul între doi păzitori. În noaptea zile, când avea de gândit Iob să-l împărtășească la judecată, Petru dormea între doi osași, legat de mâini cu două lanțuri. Era noaptea dinaintea zilei când urma să îi se hotărască soarta. La un moment zice, pronunță sentința. Pentru că ceea ce se întâmplase cu Iacob urma să întâmple și cu Petru. Și el știa lucrul acesta. Știa că nu este iubit de Iob. Știa că măsura care se luase împotriva lui Iacob se lua și împotriva lui. Pentru că scopul urmărit era același. Era noaptea dinaintea condamnării sale la moarte. Și el dormea. Să dorm în asemenea condiții unde biscopul trebuie să fost notat. La aceasta trebuie să fi contribuit și păzitorii lui, pentru că una este parte de pază la pază la ușă și alta e pentru securitate sporită să stai și cu păzitorul din armata romană în celul aceea înghețui, pentru că așa vrea conducerea, să nu scapă să care mai se facă odată. Și dacă ești nevoie să stai de omul, lângă prezurări și legat de mâna lui, oare cum te simți? Și oare ce îi faci? Faci șederea plăcută în celul acesta. Îl mânzi. Ei bine, în condițiile acestea să dea Petru, urmând ca a doua zi, să fie condamnat la moarte și îl doarme. Și nu doarme profund. Atât de profund, că nici măcar vede lumina când vine îngerul. Și îngerul trebuie să o dați în coastă ca să trezească. Câtă siguranță! Pentru că e fermoasă siguranță. Dacă biserica se ruga neîncetat pentru el, nu era de să ofere sprijin în rugăciune. Atunci când noi ne rugăm pentru cineva, când mijlocim pentru cineva, nu aducem înainte o rugăciune pe cineva care nu are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Cineva strigă spre Dumnezeu și ne sprijinim în rugăciunile noastre, noi ca biserică. Ne alăturăm rugăciunii celor care strigă spre Dumnezeu și așteaptă izbăvire din cer. Petru se ruga și biserica se ruga împreună cu el. Dar câte convinții era el că Dumnezeu ascultă ca să pot în aceste convinții și urmând să vedea la moarte, să dorm. Și încă profund. M-am întărit citind cuvântul acesta, pentru că trebuie să mă mărturisesc. Am avut un somn câteva nopți și încercările sunt minore. Mă uit la câte încercări vin asupra oamenilor. Și eu, Doamne, nu putere. Și iată, pentru stau la credință. La cea mai mică încercare mă tocuri inima mea și am insomnie. Petru dormea. Și Dumnezeu trimite prin îngeri izbăvirea din cer. Încercare, lovește coastă, Petre, sus, echipează-te. Ce-i cu tine ținut asta? Ia, pe tine ce trebuie, pleacă încălzămintea și hai. Unde? Străjerii nu se trezesc. Nici cei din omul, nici cei la ușă. Să trece prin zi, să trece prin ușă, să trece prin poarta de pietre la intrare, să ajunge în stradă. Izbăvirea aceasta. Eliberarea aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. La rugăciunea lui Petru, la rugăciunea bisericii care se ruga pentru el. Cum primește Petru acest răspuns? Pentru că l-aștepta, pentru că îl dorea. De aceea spune eu la Dumnezeu, Doamne, asta vreau. Pentru că vreau ca un răspuns pozitiv la tine. Vreau să răspund la rugăciunea mea cu ceea ce eu îți cer. Și Dumnezeu așa răspunde lui Petru. Și Petru mergea după înger fără să știe dacă ce făcea Dumnezeu era adevărat. El încă mai credea că e o vedere. Ești din celulă, traversezi curtea, ești pe poartă, nici nu mai crezi o vedere. De adevăr, el avusese o experiență similară cu o vedere. În timpul rugăciunii sale pe acoperiș, când a fost trimis la Corneliu. Să fie mântuit Corneliu. A avut o vedere, deci era experiență în acest sens. Dar să nu simți răcoarea, nu simți. Și toate acestea, să nu te așa că e real, că Dumnezeu la care ai strigat, ți-a răspuns la rugăciune. Următoarea etapă a revenirii lui. Când și-a venit Petru în fire, a zis, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis cu Îngerul Său. Când și-a venit în fire. Dar a trebuit să mai fie încă o etapă. După ce și-a dat bine seama de ce se întâmplă, s-a întâmplat spre Casa Mariei. Mama lui Ioan Marcu. L-a început la timp că visează, de o vedere. Și-a venit apoi în fire și-a dat la urmă și-a
după înțelepciunea lui absolută, pentru că el știe mai bine ce se potrivește de ce avea nevoie. Ei bine, în cazul acesta, cererea lui era în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de libertate. Dumnezeu a răspuns conform cu cererea lui, dar el nu se poate dumiri. Iată cum suntem surprinși de răspunsul lui Dumnezeu. Mergi la casa lui Marc, unde era o parte a bisericii de Ierusalim, un cer de rămășuri mai degrabă, pentru că din cauza prigoare lansată de acesta al doilea val, se dădeau pe ascuns de frica iudeilor. A văzut la ușă. La ușă merge slujbă. Roma. Acum au văzut glasul lui Petru. Pentru că cu siguranță l-au auzit de atâtea ori vorbind. Vestind Evanghelia. Mai avea și accentul lui galilean pe care l-a mai recunoscut o altă slujnică să se repădească Domnul. A cunoscut glasul lui Petru. Ea nu s-a mai îndoit. O altă reacție. Ea nu s-a îndoit. Și aici vedem credința așa despre care Domnul Iisus vorbea, că spune, dacă nu veți primi împărăția lui Dumnezeu ca niște copilași. Și aici trebuie o doză mare de naivitate. Lui lucrurile așa cum se spun. Ca din partea Domnului, când vorba de împărăția celor, primiți-o ca niște copilași. Așa au primit această femeie care nu s-a mai îndoit. Dar în schimb a fost copleșită de bucuria aceasta. Răspunsul lui Dumnezeu a copleșit-o pentru că era totuși prompt, era la obiect și nu putea să zică așa, să mărturisească, să spună, este Petru, este la ușă, deși ceea ce avea de făcut, fiind convins că este Petru, recunoscut pe Petru, ceea ce avea de făcut era să deschidă ușa de aceea bătea. A crezut, a recunoscut și totuși nu a știut ce să facă. A dus să spună ucenicilor, este Petru la ușă, ești nebun. Cum poți să vorbești astfel de lucruri? Și dacă ea insistă, și insistă, este Petru, l-am auzit. Ceea ce pot să creadă ei, fără un pas înainte, este că ar fi un înger, care are chipul lui Petru. Dar nici de lucru că este Petru cel pentru care se rugase, pentru eliberarea care se rugase. Reacții diferite. Nici Petru nu știe ce să creadă. Nici Petru nu știe ce să se întâmplă cu el. Roga la rândul ei, recunoscându-l, să lasă copilul cu bunea așa, nu știe cum să reacționeze. Iar cei care stăruiau în rugăciune, nu l-au amintit în rugăciune, pentru că este cât se poate clar textul aici. Stăruiau în rugăciune. O rugăciune stăruitoare, insistentă. Doamne, izbăvește. Și după ce izbăvirea lui Dumnezeu, încearcă alte explicații. În primul rând, nu se poate. Nu, ești nebună. Ți-o înțeleg. Și dacă ea există și totuși, Petru trebuie să fie un înger, dar nici de cum Petru. Vedeți dumneavoastră, un lucru asupra căruia ar vrea să ne dăm. Cerem lui Dumnezeu și așteptăm răspunsul lui. Cât suntem de pregătiți însă să primim un răspuns de la Dumnezeu? Cât de mult credem că Dumnezeu ne va răspunde în felul care noi cerem? Pentru că suntem îndemnați să cerem. Ioan scrie așa. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știi că ne ascultă orice i-am cere, știi că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Aceasta spune Ioan despre felul care să ne raportăm la Dumnezeu atunci când cerem ceva, cunoscându-i voia. Dar putem de altfel să luăm cuvintele Domnului Iisus privitor la cererile noastre. Și fratele Dan și care a început un timpul de rugăciune, dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, cereți ce veți vrea și veți primi. Rămânând în noi cuvintele lui Dumnezeu, cunoaștem și voia lui Dumnezeu. Și cererile noastre nu vor fi altele după voia lui Dumnezeu. Suntem îndemnați să cerem cunoscând voia lui Dumnezeu și pregătindu-ne să primim răspunsul Domnului. Amin. Amin.